Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dimineața tuturor, începe deșteptarea la Europa FM. Înțeleg că economia duduie. Duduie, tată. Duduie ca lumea și urmează și o infuzie de politicieni care să ajute să duduie și mai tare. Da, inflația duduie, totul duduie. Aparent se întoarce unul dintre marii noștri furnizori de conținut. Mă refer la furnizorii noștri de conținut aici, la deșteptarea. Da. Că noi am suferit în ultima vreme. Adică după ce a plecat PSD-ul de la guvernare cu domnul Daia, cu doamna Viorica, cu domnul Andrușcă, vulcanizator, da, de la transporturi, a fost... Pârloagă. Pârloagă. Doamna Turcan cea mai luptat. Un pic, dar nu... Nu face față. Același nivel. Și acum, cu alianța asta PNL-PSD, în sfârșit speranțe. Deci se întoarce domnul Daia, el va negocia partea de agricultură din programul de guvernare. Adevărul că... Dar eu am speranțe la liberali, la și la PSD-iști, și la UDMR-iști. Să-l coopteze, domnule, pe domnul Daia. Sigur, ar fi prea mult să-mi doresc să vină și doamna Viorica. Am avea emisiunea făcută, practic, pe cât o să dureze guvernarea. Ar putea să vină la finanțe, bănuiesc că nu întâmplător a mers la Banca Națională. Da. Acum are și pregătire. Exact. Deci mai sunt. Domnul Andrușca, domnule meu, un dor de domnul Andrușca, ce să spun. E grav de tot. Bun, acum țineți minte, în perioada în care a fost ministru, domnul Daia a făcut o serie de... A făcut multe, nu o serie, multe declarații memorabile. Poate prea multe. Da, multe. Am selectat câteva, n-avem timp să le dăm pe toate. Mi-a plăcut aia în care... E best of în dimineața asta. Asta e selecțiuni din programul de revelion. Da. Nu înțelegea dânsul cum e cu virusul gripei porcine. Și zicea așa, citez, nu am înțeles cum... Într-un complex care are o singură intrare și o singură ieșire, cum a putut intra virusul? Pentru mine, ca om, și cu răspunderea pe care o am la nivelul țării, este un mare semn de întrebare, a spus domnul Daia. Corect, adică pe unde se fi intrat virusul dacă nu erau geamurile deschise? Și dacă nici nu aveau geamuri, intra pe ușă ca cine? Dacă nu avea legitimație virus. Exact. Bun. Știți că avea o pasiune pentru oi? Oaia, da, era... Oaia a avut mai multe lui. Declarații, iată una dintre ele. Oaia este o statuie vie. Lângă oaie găsești o frunză, lângă frunză nu poți să găsești oaia. E Dumnezeu. Pe cuvânt. Deci oaia, statuia vie, practic, da. Dar dânsul mai... Și în antichitate, cred că se râdea de ideile filozofice. Așa. Ia explică. Nu le înțeleg. Hai să fie. Noi nu le înțelegem pe Daia. Luca a terminat filozofia. Da. Știți. Cum ai terminat-o? A terminat-o, nu, a terminat-o. Dânsul poate o să fie apreciat peste 100, 200 de ani, 500. Clar. Adică poate înregistrarea asta noastră va fi atunci... Practic o să fie în evul mediu târziu din România. Exact. Un filozof care nu doar că statuifica oaia, dar o mai și mânca din când în când. Iată următoarea declarație. Fără planul, mă întâlnesc cu Paștele, pur și simplu. Nu mă întâlnesc cu această sărbătoare acasă la mine, o întâmpin, mă întâmpină, cum știu, te întâlnești cu mielul, te întâlnești cu evenimentul. Ce gătiți bun, bun de Paște. Și mielul și mama mielului. Practic gătești întreaga familia mielului. Mama, copilul... Nu uitați-mi pe asta! Copilul, spun că și berbecul gătește și pe dânsul. Cam zis nimic de tatăl mielului. Doar de tatăl mielului. Mielul și mama mielului. Da, dar se întâlnește un eveniment fericit pentru dânsul. Pentru familia mielului nu e chiar atât de fericit. Dar vezi, oaia poate fi statuie sau mamă de miel și comestibilă. Dar n-a zis că le mai... A zis că se întâlnește cu mielul, le gătește, și mama. A zis că le gătește. Cum? Că gătește da, mielul și gătește mai... și mama mielului. Cred că n-a fost atent. Da. Asta. Și mai avem diverse alte momente. Ce vreți să dăm? Hai să o dăm pe aia cu tractoarele și granița. Asta vine direct din emisiunea cum e Viața Satului, de aia de dinainte de 89. Aia bună. Fraților, dacă le punem unul după altul și calculând lungimea, pe graniță, granița țării este înconjurată de 4 rânduri de tractoare. Are și ecou. Vorbea de la o tribună. Era de la undeva. Un congres, da. Da. Sau îi zici că era Ceaușescu, apropo, de dinainte de... N-a fost nimeni să vorbească cu el, că probabil în lunca Dunării punea bărci. Și atunci de asta le aglomera, că n-avem multă graniță. Da, știi că ai naibii gazetari s-au apucat să facă niște calcule. Cât e tractorul de lung, câți kilometri sunt, și a rezultat că nu e chiar așa. Deci 200.000 de tractoare ajung doar 800 de kilometri, au calculat gazetarii. Și nu mai contează.
Gazetarii 3150 ar trebui să fie. Nici da. Nu mai contează. Da. Tot ce știu e că în anul în care a vorbit de cormoran, de exemplu, Liverpool a luat titlul. Da, asta. Bravo, da. O speranță bună. A fost de bun augur, poate revine. Da. Cormoranii în România fac baie în piscini. Atât de mulți. Nu se mai ferește de oameni. Nu. De pescar nici atât. Deci, ne e dor de fac baie în piscine, beau cocktailuri. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.